Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe YouTube. Acolo ne găsiți la Hunedoara 1 TV. Vă mulțumim că sunteți zi de zi alături de noi. Astăzi vom discuta despre ce se mai întâmplă în Simeria. După cum bine știți, ultimele luni au fost destul de învolburate așa în ceea ce privește acțiunile, fie cele ale administrației, dar și ale Consiliului Local. Întotdeauna au existat contre între cele două părți. Unele au născut, să spunem, poate multe nemulțumiri și în ceea ce privește pe unii dintre simerieni. Alții au fost de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Important ar trebui să fie proiectele pentru oameni, proiectele finalizate și, din păcate, dacă ne uităm puțin la o listă a acestor proiecte, multe dintre ele în continuare nu și-au găsit finalul, ca să spunem așa. Vom discuta astăzi despre Simeria din prezent, dar și despre cea din viitor, de ce nu? Și poate ne întoarcem puțin și în trecut, pentru că e bine să ne cunoaștem trecutul, pentru că uneori să nu repetăm anumite greșeli. Astăzi alături de mine este domnul Emil Râșteiu, consilier local în cele Simeria. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Râșteiu. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Prezent, trecut, viitor, da, frumos. Încercăm să trecem așa prin fiecare etapă, să spunem, acestui oraș, în inima județului Hunedoara. Nu că spuneați dumneavoastră, la un moment dat ați rămas cumva în istoria locală, să spunem, cu acest lucru. Înainte de a intra în aceste subiecte, vreau să discutăm foarte, foarte pe scurt și despre ultimele noutăți, să spunem, în ceea ce privește și alegerile, pentru că, după cum bine ați văzut și dumneavoastră, stimați telespectatori, la nivel central se discută intens în această perioadă despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, prezidențialele cu parlamentarele, ce-i drept că pentru unii calculele au fost date așa ușor peste cap, doar că mai avem puțin de așteptat până să vedem care vor fi exact sau care va fi formula agreată de către cei din România cu privire la aceste alegeri. Va fi destul de dificil, să spunem, pentru toate părțile, fie că vorbim de PSD, PNL, dar și despre celelalte partide. Cum vedeți dumneavoastră această comasare a alegerilor? Și mai apoi ne întoarcem la Simeria aici pe plan local. N-am fost participant activ în politică după Revoluție și nu știu cum s-a luat decizia de a fi alegerile locale la începutul verii sau perioada asta, mai-iunie. Dar consider că este cea mai potrivită perioadă în care se pot face campanie electorală. Este o perioadă în care lumea poate să asculte și eu consider că comasarea, din mai multe puncte de vedere, cel puțin a liniștii populației, că și așa suntem bulversați cu tot felul de nebunii, e o campanie electorală cuplată locale cu europarlamentare, mai e o campanie electorală cuplată prezidențiale cu parlamentare și asta este să tot încep campanie electorale, să tot dezbați idei un an, mi se pare prea mult. De ce zic că sfârșitul primăverii sau începutul verii este cel mai potrivit? Perioada de vară este o perioadă mai comodă pentru mulți dintre români, de concedii, mulți pleacă în concedii, n-au chef de dezbateri, alții care nu pot pleca în concedii sunt supărați că nu pot și uite așa, după aia începe perioada din septembrie în care începe școala, populația este preocupată de copii, de cum începe anul școlar, nu de poveștile noastre a politicienilor. Așadar, eu mă bucur dacă vor fi în iunie, chiar dacă mandatul trebuie să ajungă până în septembrie, că așa este normal, un mandat să se încheie la 4 ani, nu mai puțin cu 2, 3, 4 luni. Eu sper să fie în iunie, sper să se poată face o campanie electorală corectă și cu dezbateri pe idei și pe proiecte, nu pe
nebunie din asta care nu o mai suport, terfeleală în spațiu public, cu tot felul de jigniri și conturi false și nici nu mai știu cum să le apreciez. În ultima perioadă, la Simeria, parcă nu se mai opresc contrele între administrație și Consiliul Local. Este știut acest lucru, ba mai mult decât atât, și televiziunile centrale au prezentat la un moment dat unele dintre scandalurile care au avut loc aici, la Simeria. Se poate spune cumva că aceste scandaluri, aceste contre, aceste discuții care sunt iscate, cred că la fiecare ședință de Consiliu Local între primar, administrație și consilierii locali, se pot pune așa pe baza apropierii alegerilor locale? Aveți aceste certuri pe baza unor proiecte, poate unor proiecte fezabile pentru oraș, că atunci s-ar putea explica foarte bine de ce aveți aceste probleme, să spunem, între cele două tabere. Sper să nu vă dezamăgesc dacă să vă spun că nu-mi doresc să discutăm despre certuri, să dau explicații sau să dăm explicații la nesfârșit la tot felul de lucruri. Este o perioadă destul de îndelungată în care lucrurile funcționează așa. Noi ne-am săturat să tot, și cred că și în emisiuni cu dumneavoastră și pe la alte televiziuni am explicat tot felul de subiecte. Lucrurile nu așa se rezolvă. Lucrurile se rezolvă prin a lua în considerare propuneri care stau în picioare. În ultima perioadă, situația la Simpres-Tutil, societatea primăriei, care a dus la o mare dezbatere între Consiliul Local și primar, noi am oferit soluții, noi am oferit două, am venit cu două propuneri de proiecte de hotărâri, de fapt cu două proiecte de hotărâri pentru a rezolva situația în care suntem astăzi. Societatea practic nu mai este funcțională, dar societatea asta este o societate a orașului care trebuie să întrețină orașul, care trebuie să rezolve problemele astea de zi cu zi, începând de la curățenie până la intervenții. În urma unui accident s-a întâmplat ceva și atunci trebuie să fie foarte operativ o societate care să intervine. Lucru care nu se întâmplă în prezent, să înțeleg. Păi societatea a intrat în incapacitate de a mai lucra, administratorul nu mai vine la servici, administratorul societății. Noi am venit cu propuneri de a se rezolva această problema societății foarte rapid. În maxim 2 săptămâni ar putea să funcționeze și maxim 3 săptămâni ar putea, 3-4 săptămâni să zicem, oamenii ar putea să-și ia banii. Sunt 10-12 angajați care nu mai au salariile de ceva timp, nici nu mai lucrează, nici nu mai pot să-i condamn că nu mai lucrează atâta timp cât ei nu mai încasează bani. Deci este o situație care, prin intermediul dumneavoastră, aș ruga cei care se uită și probabil că sunt cei la care fac referire sunt vizibili pe Facebook, dar nu o să-i găsiți acolo în live, ci o să fie niște conturi false. Aș vrea să înțeleagă că dacă iau în considerare acele hotărâri de consiliu pe care noi, consilierii locali, le-am propus, cel puțin din punctul meu de vedere, promit că nu mai aduc niciun fel de acuză cu privire la felul cum s-a gestionat relația între primărie și societatea orașului. Cel mai important lucru ar fi să se rezolve societatea să funcționeze. Nu cred că este cazul să venim acum cu alte firme private care să
facă lucrările de zi cu zi în oraș. Aceasta era sau a fost propunerea primarului de a aduce o altă firmă și care au fost propunerile pe care dumneavoastră în calitate de consilier local și colegii dumneavoastră din Consiliul Local Simeria le-au propus pentru a rezolva această problemă, pentru că din câte știu această firmă a fost așa, un copil de-al dumneavoastră, dacă putem spune. Da, am înființat societatea în 2012. Bineînțeles, Consiliul Local a înființat de la propunerea mea, în discuțiile pe care le-am avut cu consilierii, am înființat societatea Simprest Util pentru, așa cum am spus mai devreme, pentru a rezolva problemele orașului, cele de zi cu zi. Care sunt propunerile? Uite, până la urmă, ca să dau totuși o explicație, nu vreau să fie luată ca și acuză, dar totuși în 2020 societatea era pe profit, acum este cu datorii la furnizori și la finanțe de undeva 600-700 de mii de lei. Cum s-a ajuns în această situație? Proastă administrare, proastă relaționare între societate și primărie și uite, am ajuns în situația asta. Ni s-a propus să cerem insolvența. Noi nu am fost de acord cu treaba asta, ca și Consiliul Local, din două motive. Odată, am considerat tot timpul că există soluții să se poată repune în mișcare și a doua, nu suntem chiar așa de păcălici să intrăm în capcane aruncate înspre Consiliul Local. Pentru că provocarea insolvenței ar putea să ducă până la urmă la faliment. Falimentul poate să ducă la corecții din partea finanțatorilor. Proiectul european de iluminat public este condiționat de a avea concesiunea iluminatului public dat unei entități. Noi am ales entitatea să fie societatea primăriei și este posibil să apară niște penalități, niște corecții care se vor răsfrânge asupra orașului și poate chiar și a noastră personal. Deci noi n-am fost de acord cu insolvența și am oferit varianta eșalonării datoriilor la finanțe, care de aici este problema cea mai mare, eșalonarea datoriilor la finanțe se poate face pe 5 ani, bineînțeles cu o garanție, asta a fost o mare poveste, că de ce punem garanții? Păi și când luăm un credit, punem garanții. Și este vorba de o garanție undeva la 5-600 de mii de lei. Ce discutăm de garanția asta? Când noi avem credite de 150 de miliarde, deci 15 milioane, în care garantăm cu bugetul orașului. Păi nici nu se compară garanția de 500 de mii de lei cu garanția la 15 sau 16 milioane. Deci asta este doar așa, ca să ne aflăm în treabă. Dar garanțiile, că nu vrem să vindem finanților niște terenuri sau știu eu, ceva clădiri din oraș ca să ne scăpăm de datorii. Nu, pur și simplu, în 5 ani de zile, mai ales că noi, prin Consiliul Local, am susținut ideea de a crește tarifele cu care lucrează societatea. Unele tarife chiar s-au dublat, altele chiar s-au triplat, în așa fel încât să lucreze pe bani corecți, să poată să funcționeze, nu neapărat cu profit, dar să funcționeze normal, cu salarii nu la minim pe economie. Eu niciodată n-am fost de acord cu treaba asta și înainte tot îi spuneam vecului administrator, salariile nu pot să fie la cei care se ocupă de curățenia orașului sau de reparat cămine sau știu eu ce, cămine de canalizare mă refer, sau știu eu ce lucrări foarte grele să lucreze cu salariul minim pe economie. Așadar am fost de acord să tarifele să crească, acele datorii la finanțe nu sunt niște bani furați de cineva, e vorba de o diferență între venituri și cheltuieli și nu s-au permis să, n-au reușit să mai își plătească în mare parte, cred că și ceva TVA, dar în mare parte sunt impozitele și CASE-urile și șomajul, cele care țin de anvelopa salarială. Noi am făcut o socoteală undeva la 10.000 de lei pe,
pe lună nu era o sumă nemaipomenită la volumul de lucrări și de venituri pe care le poate avea această societate. Că este mult de lucru în oraș, până la urmă ar putea să preia și chestii mult mai complexe, nu doar simpla curățenie sau tuns iarba sau reparat, știu eu, stâlp sau așa mai departe. Cu toate acestea s-a tot spus despre Consiliul Local Simeria că ar vrea să îngroape această firmă sau ce se întâmplă? De ce? Nu. Asta de spus se pot spune multe, doar realitatea este și dovedită prin documente, nu pe... Îmi pare rău că nu am venit cu proiectele de hotărâre pe care le-am propus. Un proiect de hotărâre chiar astăzi, alt proiect de hotărâre de două luni de zile. Nu, de, mă scuzați, de o lună de zile. Este care un proiect de hotărâre. Soluția, practic, de a ieși din situația de insolvență. Îi ceream administratorului să facă demersurile pentru a reeșalona și că noi suntem de acord să venim cu o garanție în așa fel încât eșalonarea pe 5 ani să fie acceptată și societatea să funcționeze, să poată da salariile la oameni și așa mai departe. Au fost prezentate aceste proiecte în cadrul celor două ședințe de Consiliul Local, au fost dezbătute, mă gândesc. Dezbătute și răzdezbătute. Și răzdezbătute. Rezultatul? Deocamdată mai sperăm că se iau în considerare. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic și asta e o chestiune, că noi ca și consilieri locali venim cu propuneri de hotărâri de Consiliu și stăm și așteptăm, dacă noi ca și consilieri așteptăm cu lunile ca să se ia în considerare niște solicitări, ce să mai zicem de populație. Dar e un mod defectuos de funcționare. Deci există soluții pentru această societate, există soluții pentru a funcționa lucrurile fără cir și fără scandal, fără să mai dăm vina unii pe alții. Și mă mențin pe promisiunea că dacă se iau în considerare acele hotărâri de Consiliu, eu nu o să mai bag de vină din punctul ăsta de vedere. Chiar și nici măcar în campanie electorală. Aștept să răspundă solicitările noastre. Așteptăm și noi să vedem care va fi răspunsul atunci în acest caz, pentru că este o discuție care ține de luni bune. Au fost și acele proteste din partea angajaților acestei firme. Ne aducem aminte cu toții și noi am prezentat la acea vreme nemulțumirea oamenilor cu privire și la salarii și la mai multe aspecte ce ține de această firmă și este firesc ca lucrurile să se îndrepte într-un fel sau altul până la urmă și cu atât mai mult cu cât iată, consilierii locali vin și cu propuneri care să vină să soluționeze această problemă, că până la urmă despre asta e vorba, chiar dacă sunt probleme, pentru că există și într-o familie, și într-o afacere mai mică sau o administrație, există probleme, ideea este cum și ce soluții sunt găsite pentru a le remedia. Astăzi a fost, am înțeles, o ședință a Comitetului Local de Situații de Urgență. Într-adevăr, este o situație deosebită la Simeria în momentul ăsta. Este și asta o soluție, dar e o soluție costisitoare. Va duce la niște costuri suplimentare în ceea ce privește întreținerea orașului, pe care cineva trebuie să și le asume. Și fără o astfel de firmă, cred că ar fi destul de complicat pentru un oraș și pentru orice comunitate până la urmă. Se va merge pe a apela la o firmă privată care să vină să facă... Asta înseamnă alte costuri. Că mi-e greu să cred că acea firmă va lucra gratuit. Păi avem experiența anului trecut că a venit o firmă care a preluat partea de cosit în oraș. S-a încheiat și povestea asta cu datorii a firmei. A venit într-adevăr la prețurile cu care lucrați în prestutir. Firma respectivă a rămas datoare și ea pe la alți furnizori. Am mai primit și niște contracte și asta o spun fără să mi-o asum. Am mai primit și niște contracte ajutătoare, să spunem așa, ca să poată să susțină activitatea și s-a încheiat în septembrie și nu mai aude nimeni de firma respectivă că ar mai vrea să mai lucreze în oraș. No. Asta este o treabă care s-a dovedit a fi defectuoasă. Dacă continuăm tot așa,
vom merge din defect în defect sau cu cheltuieli mari. Și așa stăm prost cu banii, nu cred că ar trebui să ne ia, și din punctul ăsta de vedere să ne ducem la alte costuri. O să citesc și două dintre mesajele pe care le-am primit pe pagina noastră de Facebook. Iată, domnul Vlad Cuciureanu spune: Simeria trebuie să revină la normalitate. Bogdan Mogoaia spune: avem nevoie de un primar gospodar, e momentul să vă întoarceți unde vă este locul la primărie, iată, spune dumnealui. Mai așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, să ne scrieți pe pagina de Facebook și în limita timpului le voi și citi, iar domnul Jușteiu cu siguranță va și răspunde întrebărilor dumneavoastră dacă ele vor apărea. Spuneați și de bani și de faptul că nu stați chiar foarte bine, Simeria nu stă chiar foarte bine la acest capitol. Majoritatea primăriilor din județ și-au votat bugetul pe anul acesta, deja cam știu încotro se ghidează, câți bani au fost alocați pentru investiții și toate cele necesare. La Simeria, care este situația? Ați votat bugetul? Cum au fost împărțiți banii? Ce pot să spun? Ca și consilier local, încă nu știm ce se întâmplă cu bugetul. Nu este pus în dezbatere, cu toate că a trecut deja o săptămână, mai mult de o săptămână termenul de în care trebuia să aprobăm bugetul local. Deocamdată nu s-a venit cu nicio propunere, nu știm ce va cuprinde bugetul, nu știm ce propuneri sunt pentru investiții sau pentru funcționalitatea orașului în următoarea perioadă. Cred că aici ar fi bine să-l invitați pe domnul Bedea, să-l întrebați ce se întâmplă cu bugetul, pentru că noi nu știm. Noi îl invităm. Noi avem cu drag și îl așteptăm aici ori de câte ori dorește să spună simerienilor cum se treaba cu anumite proiecte, cu bugetul comunității pe care o reprezintă. Îl invităm. Noi ne dorim aici să se întâmple anumite lucruri, să spunem, măcar în anul electoral, dacă nu se poate 4 ani consecutiv, măcar anul ăsta în care e mai fierbinte, așa, decât să ne mai descrețim frunțele sau să fim mai calmi. Noi ne dorim să arate într-un fel sau cum a arătat orașul când se punea problema de a fi inima județului Hunedoara. Eu v-am dat... Avem deja câteva imagini, exact. V-am dat niște imagini cum mi-aș dori să fie. Bun, fără gardul viu ăla s-a dezințat, dar aș vrea să fie frumos împodobit cu flori, nu flori foarte scumpe, dar cu aranjamente care să mai descrețească frunțile, că și așa suntem atât de încruntați. Aici sunt ceva poze 2017, 2018, 2019, 2020. Deci cred că sunt din fiecare an, ca nu cumva să suspecteze că au fost numai în 2020. Mi-aș dori să arate orașul cam așa, sau mai bine. Dacă se poate mai bine, la fel, vă promit că o să apreciez lucrul ăsta. Și ce s-a întâmplat cu aceste aranjamente florale și peisagistice? De ce nu le mai regăsiți acum? Nu știu, sperăm să fie anul, măcar anul acesta, sperăm să fie incluse în buget costul pentru așa ceva, sperăm să fie incluse în buget, așa cum am solicitat și anul trecut, premierea copiilor performer, copiilor care au rezultate bune la olimpiade la nivel de județ. S-a întâmplat anul trecut, așa am forțat un pic bugetul ca să facem lucrul ăsta. Sperăm să fie anul ăsta, fără să mai fie nevoie de amendament, să fie deja incluși bani în buget pentru a premia pe copiii care sunt puși în valoare de dascălii lor,
care, bineînțeles, copiii și care fac... Și prin munca lor până la urmă, pentru că trebuie răsplătiți acești copii și stimulați. Și al dascărilor care în mod voluntar, suplimentar, fac ore cu ei, fac ore suplimentare cu ei sau consultații suplimentare, cei care merg la olimpiade au nevoie de ceva în plus. Și, slavă Domnului, sunt dascări buni în Simerea care chiar fac lucrul acesta când văd că un copil vrea să meargă în spre o anumită direcție sau să meargă la un concurs sau la o olimpiadă, sar în ajutorul lor și deci sprijină. Deci, în prezent, administrația locală din Simerea nu alocă sau nu a alocat bani pentru sprijinirea acestor copii care obțin rezultate deosebite la învățătură, pentru că sunt foarte multe comunități unde primesc o sumă modică, poate, de bani pentru a fi stimulați de către comunitate, pentru că toți trebuie să ne implicăm în educarea și în educația copiilor. Nu am mers pe ideea de a da stimulente financiare, în mod direct. Niciodată n-am... Vedeți ce se întâmplă. Până la urmă, dând bani, banii au tentația lor, se pot cheltui pe alte lucruri, poate nu chiar cele care sunt de strictă necesitate a copiilor. Și am mers pe recompense care să le aducă un plus suplimentar de educație. Știți, dar chiar dacă știți, o repet, că 6, 7 ani, 8, nici nu mai știu exact, 7 ani cred că au fost, copiii recompensați printr-o excursie în Europa. Au fost copii care, dacă au avut rezultate la olimpiadă, plecau în vară la nivel de județ, de la nivel de județ în sus, nu puteam să premiem copiii care iau loc întâi la olimpiada pe Siberia, dar deja când ajungeau la premii la nivel județean, îi recompensam cu o excursie în Europa, care aducea în plus, pe lângă faptul că era o recompensă, costurile erau destul de consistente pentru noi ca și comunitate, dar ei mai beneficiau, unii dintre ei au fost prin excursiile organizate de noi prima dată plecați din țară sau prima dată la Paris, prima dată la Atena sau la poate Roma sau unde chiar și din județ. Da, posibil. Deci, noi am mers pe recompensele astea care erau și valoroase, dar și le aducea încă un plus și erau strict dedicate lor. Deci, părintele nu putea să dădea, să spunem, 1.500-2.000 de lei. Din banii aia, poate că mai beneficiau, că erau într-o situație financiară mai deosebită, mai beneficiau, poate făceau altceva cu ei. Nu, dacă munca a fost a copilului, recompensa să fie direct a lui. Un lucru care nu s-a înțeles foarte bine tot timpul, dar prin insistență, până la urmă, putem să-i păcălim, să le facem bine și lor și părinților lor. Noi sperăm să fie în bugetul local bani pentru a se finaliza lucrările la școli. Pe lângă finanțările guvernamentale care sunt din 2018-2019, care încă nu s-au finalizat, se spune că mai sunt anumite lucruri care nu sunt cuprinse în proiect și ar trebui făcute. Noi anul trecut avem acum în... Da, asta cred că este o poză mai veche, chiar când s-a reabilitat liceul. Da, noi vrem să finalizăm odată lucrările astea. Dacă e ceva, am alocat anul trecut parcă 300-400 de mii de lei suplimentar ca să finalizeze dotările necesare ca să încheie acele proiecte. Proiecte care ar fi trebuit să fie încheiate, finalizate când? 2021-2022. Suntem în 2024. Am promis că nu bag de vină. Nu ăsta este subiectul. Subiectul este că ne dorim să se finalizeze și cât mai repede. Acum chiar suntem în perioada în care se fac, urmează planificarea
Bugetului pentru investiții? Nu, nu, planificarea anului școlar viitor. Păi ce planificare anului poți să faci când nu știi dacă ai până la urmă și săl suficiente pentru ce ai... Unde să desfășori activitatea. Da, în sfârșit, sperăm că în buget vor fi incluse aceste lucruri, sperăm că în buget se va ține cont de necesitățile stringente ale orașului Simerea și cu siguranță, fără să ne înțelegem ca și Consiliul Local, cu siguranță vom vota bugetul fără să avem amendamente. Dacă vedem că ceva nu este în regulă, vom face amendament. Avem dreptul ăsta de a face amendamente, numai să avem la ce, că deocamdată nu prea avem la ce să facem amendamente. Nu știm despre ce vom discuta la bugetul orașului Simerea în 2024. Și așa cum a spus dumneavoastră, nu cred că mai sunt localități în țara asta care să nu fi votat bugetul. Am întrebat de ce m-ați trimis la domnul primar să-l întreb pe dumnealui ce nu există buget în Simeria, un buget votat încă în orașul Simeria. Probabil că la următoarea ședință de Consiliul Local veți avea și acest punct extrem de important pe ordinea de zi. Un punct pe care trebuie să-l și dezbateți, să îl discutați intens și, așa cum spuneați, dacă vor fi unele neclarități, să spunem, să aveți timp să le și rezolvați. Păi acum, după lege, la Consiliul Local ar trebui să vină bugetul cu 10 zile înainte de adoptare. Noi vom face un efort, poate să vină și cu 2-3 zile înainte, că nu o să facem tam-tam pe chestiunea asta. Asta este. O fi vreo problemă, nu știm care, trecem peste, doar să avem la dispoziție măcar 2 zile să putem discuta bugetul. Sper că nu va fi pe hotărâre din asta de îndată să ne dea bugetul la ora 11 și să fim în ședință la ora 3. Ieri așa am pățit. Am avut o ședință de Consiliul Local. Da, o ședință de Consiliul Local. Ce s-a dezbătut în cadrul acestea? Situația Simprestul Tilului, dar s-a venit cu o propunere să votăm un administrator care nu era nicio propunere, acolo era doar o linie. Am amânat hotărârea de Consiliu. Deci ați fost convocați toți consilierii locali la ora 1 să ne întâlnim la ora 3, o ședință. În care ar fi trebuit să votați un nou administrator, nu pentru Simprest. Da, administratorul... Era o linie. Da, în condițiile în care administratorul este până în 2 martie. Propunere venită din partea cui? Nu, administratorul a cerut să-și încheie mandatul cu 1 februarie. Un administrator nu poate pleca de azi pe mâine. Un administrator are un termen de 30 de zile în care pleacă. El încă este administratorul acestei societăți și are și răspunderea. Tot fiind în zona de a face propuneri pozitive, îi sugerez să-și vadă de societate, pentru că problemele care apar în perioada asta sunt răspunderea lui. Și pentru binele lui, cu toate că nu pot să spun că îl iubesc sau simpatizez, pentru binele lui să vadă de societate că tot ce s-ar putea întâmpla în perioada asta, probleme cu angajații, probleme, eu știu de ce natură... Spuneți că ele există deja aceste probleme și cu angajații și în ceea ce privește partea financiară. Toate aceste probleme sunt răspunderea administratorului actual, care el poate să, adică să-și încheie mandatul după 30 de zile de când și-a depus acea solicitare. Și da. Întâlnirea de ieri a avut rezultat zero, practic. Am mai dezbătut, au venit săracii angajați cu plângeri la noi, dar noi nu aveam ce să facem. Noi nu putem să semnăm în locul altcuiva. Sunt oameni care trăiesc de la un salariu că la minim pe economie de la un salariu la altul. Sunt oameni care nu au în ultimele zile nu au bani să le dea mâncare la copii. Unul dintre ei spunea că odată mai soția lui la un copil în loc de lapte, apă cu zahăr. Situații care te înfioară, și eram legați de mâini, că noi ne-am întâlnit
am dat o hotărâre, care, am venit cu o propunere de hotărâre de o lună de zile și hotărârea aia nu-i pusă în aplicare și venim cu o mascaradă de hotărâre care n-avea nicio... Deci, propunere de administrator, dar era tras linie. Să votăm un administrator. Nu. Dacă aveți... Sperăm că e totul legal ce se întâmplă din acest punct de vedere, pentru că și dacă ar fi fost să votați un astfel de proiect, să votați o linie... Noi, cu o ședință înainte, am votat un mod de a se selecta un nou administrator la firma primăriei. De o săptămână am votat hotărârea respectivă. Și la o săptămână venim să-l numim. Păi cum să-l numim? Pe bază la ce? Dacă noi am hotărât prin acea hotărâre de Consiliu, că mă repet, să... bineînțeles, la propunerea domnului Bedea. S-a propus un regulament de selectare a administratorului. Bun, ok, e discutabil și ăla, dar nu contează. Bine că este un regulament, am propus un consilier să fie președinte, un consilier apropiat domnului Bedea, ca să nu fie discuții pe tema asta, am propus să fie oameni din primărie, ca să fie acolo în inima problemelor și să sperăm că se va selecta un administrator care să fie pus după ce expiră mandatul actualului. Doar că, dacă nu se ia în considerare, revin, proiectul ăsta al nostru de hotărâre, de acum o lună și ceva, societatea nu va mai funcționa efectiv. Tot ce ar lucra... Probleme destul de grave în ceea ce privește această firmă. Mai citim câteva dintre mesaje. Doamna Elena Marcela spune că avem nevoie de experiența dumneavoastră. Nu mai dorim să facem experiențe pe acest oraș cu primari care habar nu au administrație publică. O altă doamnă spune: mulți dintre copiii de atunci vă stimează pentru ce ați făcut pentru ei. Făcând referire, iată, la acel proiect pe care spuneați puțin mai devreme, că ați reușit să-i trimiteți pe mulți dintre ei în excursii, arătându-vă astfel și bucuria de a avea până la urmă copii de calitate, și avem nevoie de tineri bine pregătiți pe care să-i și stimulăm fiecare dintre noi așa cum putem. Un alt domn, domnul Labrudean Iosif, spune: cred că acum mai mult ca oricând e nevoie de un om care să unească și să construiască un climat în care orașul se poate dezvolta. Domnul Mihai Floricel spune: Simerea se confruntă cu probleme serioase în infrastructură și economie. Este crucial să avem un primar cu experiență pentru a aborda aceste probleme și a îmbunătăți situația orașului. Deci, iată, vorbim și de probleme de infrastructură și economie, spune dumnealui. Dar cel mai mult îmi place subiectul copiii. Săptămâna trecută așteptam soția să iasă de la un control medical, că nu este o problemă, și ascultam pe un post național de radio o emisiune în care se discuta despre educația copiilor și de problemele care apar în școli. Îmi venea să intru în direct, eu n-am intrat niciodată în direct la un post de radio, îmi venea să intru în direct pentru că efectiv, propunerile care direct sau indirect le făceau oamenii aveau legătură cu ceea ce mi-am dorit și conceptul și principiile care stăteau la bază în perioada 2018-2020 cu privire la educația copiilor. Cred că nu se supără dascălii, mai ales cei care fac treaba de mântuială. Ei n-au dreptul să se supere, dar cei care își fac treaba, sper că nu se supără că intru în acest subiect, și aș vrea să și explic de ce intru în acest subiect. Eu am auzit la radio subiectul principal și pe care moderatorul îl ținea la el era: copilul trebuie să fie între educația dată de școală și educația dată de familie. Noi aveam un alt concept și avem în continuare un alt concept, că eu nu-l abandonez. Mai este și un al treilea participant la educație, administrația locală. Până la urmă,
Nu îl ții între două paralele, îl ții într-un triunghi pe copil. Nu la modul de a-l strâmtura, ci din potrivă, de a-l sprijini din trei direcții, familia, școala și autoritatea locală. Autoritatea locală, dacă este bineînțeles rolul ei, poate să sprijine extraordinar de mult și cu efecte, unele din ele mult mai rapide decât ceea ce poate să facă școala sau ceea ce poate să facă familia. Și exemplu este tocmai ceea ce povesteam mai devreme cu privire la olimpici. Prin intervenția asta noastră directă de a premia copiii care merg la care au rezultate la olimpiadă, ca să ajungă la olimpiadă să performeze, în medie erau 50-60 de copii din orașul Simerea, participau la olimpiadă, cel puțin la olimpiada județeană, participau cel puțin dublu. Cel puțin 100 participau, aia însemna 80-100 de copii învățau suplimentar. Ca să ajungă 80-100 de copii la olimpiadă, la județ, învățau 150-160 de copii și dintre ei o parte ajungeau la... Și, au învățat, contat să îi stimulați învățau, astfel. Gândiți-vă că nu este o mare minune, numai dacă suntem un pic atenți la ceea ce e în jurul nostru. Ca să meargă la olimpiadă, copilul să presupune minim a învățat 2 săptămâni în plus. 2 săptămâni de educație suplimentară. 2 săptămâni anul ăsta, 2 săptămâni anul viitor, 2 săptămâni în cei 4 ani. Uită-te că se adună un volum consistent de educație suplimentară printr-o simplă acțiune a autorității locale. Nu mai spun educația dată prin activitățile extrașcolare. Nu spun ce efecte majore are educația dată prin clubul sportiv, ci prin centru cultural, educația dată sau prin susținerea activităților de after school, că aici urma să așa ne propusesem să găsim o modalitate de sprijinire activităților de after school, adică să-i ținem pe copii, să-i ajutăm să... Îngrenați cât mai multe activități și extrașcolare, activități de calitate. Da, activități controlate și activități de calitate. Iată că acțiunea, că așa la primă idee, când zici de educația copiilor, zici părinți, școală, nu știu, ceva, meditatori, suplimentari. Dar un mare aport îl poate să aibă autoritatea locală. Primăria, așa cum știu oamenii, Consiliul Local, primăria, poate să aibă un să vină cu un sprijin extraordinar. Și atât cum atunci putem vorbi și despre viitor, că tot spunem astăzi Simeria, trecut, prezent și viitor, prin acești copii putem să vedem un viitor. Nu știu dacă mai bun, dacă mai avem timp. Mai avem 3-4 minute din emisiune. Că subiectul ăsta cu privire la educația copiilor mă și pasionează, oarecum mă și antrenează. Se discuta și la acea emisiune și pe postul de televiziune apar tot felul de situații că tot felul de scandaluri, se bat copiii, se întâmplă tot felul de... Consumă diferite substanțe interzise, din păcat, și acesta este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani. Referindu-ne la agresivitate, am făcut un experiment și s-a dovedit a fi benefic și de efect. Un băiat care cred că nu se supără pe mine dacă spun, el în tinerețe a făcut toate nebunile, era un vagabond, să spunem așa, și eu cred că nu se va supăra pe mine că îi spun și spun și numele Ionuț Răducanu. Iar a fost plecat prin străinătate și acolo a intrat într-un cerc din ăsta de lupte în cușcă, în ring, nici nu știu exact cum se numesc. Eu tot timpul aveam impresia că aici este vorba de agresivitate extremă și legalizată, să spunem așa. Și el a venit la mine și zice, domnul primar, uite, eu vreau să iau copiii ăștia care sunt mai plini de energie, care fac tot felul de prostii, vreau să-i antrenez să facă sportul ăsta pe care l-am făcut și eu. Și ce, vă promit că ei o să fie mai puțin agresivi în continuare.
și o să-i sprijin în educație. Trepte că n-am prea avut încredere, am zis, bă, hai să încercăm. Rezultatul a fost, dar nu că am făcut eu apreciere. O doamnă de la școală îmi spune, de când fac copiii ăștia, ăsta un rezultat minor, dar înseamnă multe, de cât fac copiii ăștia antrenamente cu Ionuț, când vin la antrenamente, salută. Până atunci nu salutau. Deci atât cum sportul educă. Un sport... Destul de agresiv. Agresiv. Eu am văzut niște filmulețe în care, în timp ce o fetiță, parcă așa rețin o fetiță, lovea cu piciorul în mănușa aia, antrenorul îi spunea tot felul de lucruri. Că ea nu trebuie să se bată pe stradă pentru că ea este puternică și poate să se întâmple ceva rău. Că nu este bine să înjură că ea are valoare și nu are rost să se coboare la nivelul celor care o agresează. Iată că din lucruri pe care nici nu ne dăm seama putem scoate chestiuni pozitive și asta este modul pe care îl încerc și am încercat să-l promovez, de a duce lucrurile spre bine, nu spre rău. Credeți-mă că chiar dacă mai sunt și din susținătorii mei care mai înjură pe Facebook și spun tot felul de lucruri, credeți-mă că atât de mult îmi doresc să se elimine orice acuză din partea oricui și contra oricui, să discutăm ca oamenii când vor ajunge la vot în 9 iunie sau 29 septembrie, când or fi, să hotărască pe baza unor pe baza unui alt cântar, nu cel de a cine înjură mai tare sau cine a fost mai șmecher. Considerați că ar fi bun acest sport poate și în politică? Da, să... Poate ar mai diminua puțin din unele expresii mai puțin civilizate, poate și din unele comportamente și atacuri la persoană, pentru că sunt și avem parte, din păcate, de foarte multe astfel de situații în care nu se fac dezbateri cu privire la unele proiecte sau viziuni asupra comunității, ci se merg așa, pe atacuri la persoană, da, la familie și mai puțin le transmit. La un tot. Mesaj, vă rog, acum suntem la finalul emisiunii. Eu altceva vreau să transmit, dar mă rog, eu spun și vreau să spun și lucrul ăsta. Le transmit celor care mă fac în toate felurile, hoț și țigan și prost și neșcolit, că pot să spună cât vor, că nu, am trecut de faza în care le mai iau în considerare. Sunteți un om destul de pacific, din câte știu. Am o problemă, familia e un pic îngrijorată din punctul ăsta de vedere, dar o să încerc să o gestionez. Din punct de vedere al simerienilor, în ultima perioadă am început să mai ies în oraș. De fapt am răspuns reproșurilor care mi s-au, că n-am mai ieșit în oraș, nici ca primar, nici după, că n-am mai ieșit să discut cu oamenii. Uite că am început de câteva săptămâni, ieri și discutăm cu oamenii și mă străduiesc să cuprind în gândurile și în planurile mele ceea ce simt și îmi transmit cetățenii. Nu cred că trebuie să vin cu propuneri electorale de avioane, ci pur și simplu cred că trebuie noi ca și politicieni să răspundem la ceea ce își doresc oamenii, nu ceea ce ne gândim noi că ar trebui să-și dorească. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi, cu ochii pe noi, așa cum îmi place să spun. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!